În cadrul activităților desfășurate în perioada 2-8 februarie, în mai multe unități de învățământ din județul Vâlcea, de către polițiștii responsabili de siguranța școlară, au fost prezentate informații referitoare la prevenirea consumului de substanțe interzise, fiind purtate dialoguri despre prevenirea victimizării minorilor, prevenirea infracțiunilor cu violență, precum și a altor infracțiuni la care sunt predispuși minorii. Părinții ar trebui să învețe pe copii cum să interacționeze cu colegii de școală pentru a evita bullying-ul și cum să comunice în siguranță în mediul online. Polițiștii le transmit părinților să aibă în vedere prevederile legii numărul 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu accent pe articolul 37. Copilul are dreptul să fie crescut în condiții care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială. În acest scop, părinții sunt obligați să supravegheze copilul, să coopereze copilul și să-i respecte viața intimă, privată și demnitatea. Să informeze copilul despre toate actele și faptele care l-ar putea afecta și să ia în considerare opinia acestuia. Autoritățile recomandă o comunicare constantă între părinți și cadre didactice pentru a corecta în timp util eventualele comportamente deviante. De asemenea, acestea ne asigură că educația de acasă are o influență mai mare asupra copiilor decât explicațiile ulterioare provenite din mediul școlar.